Salutare! Astăzi vă prezentăm cântarul CAS PR2. Cântarul CAS PR2 vine în două forme de conectare. Conectare USB și conectare serial. Întâi, haideți să-l despachetăm. Alimentator, încărcător, în cutie găsim declarații de conformitate și un scurt manual, îl despachetăm. Scoatem ambalajele și va arăta cam așa. O parte de conectare. Cântarul CAS PR2 are în partea inferioară o mufă serială. Acest model este cu conectare serială. În partea dreaptă avem mufa de alimentare pentru încărcare și butonul de pornire. Haideți să-l și pornim. După un mic test, cântarul este gata de lucru. Se pune pe cântar, se cântărește. Simplu. Partea frumoasă a acestui model este că ne permite conectarea atât cu o casă de marcat, cât și cu un sistem de calcul, cu un PC, pentru a conecta cântarul la un soft, la un program de vânzare, pentru preluarea greutății directe în sistemul de vânzare. Am ales acum modelul cu conectare serială, pentru că ne permite conectarea automat la o casă de marcat. Cele bune!